Savoir, a ști, à l'indicatif présent, la indicatif présent. Je vous rappelle, vă amintesc, că pour former l'indicatif présent, că pentru a forma indicativul prezent, în doua coupe trebuie să tăiem la terminaison d'infinitiv, terminația de infinitiv, et on doit ajouter și trebuie să adăugăm les terminaisons pour le troisième, terminațiile pentru grupa a treia. Quelles sont les terminaisons pour le troisième groupe? Care sunt terminațiile pentru grupa a treia a l'indicatif présent, la indicativ prezent? Pour je, pentru je, s, s, ou x, sau x. Pour tu, pentru tu, adică S, U, X sau X. Când vous mettez X, când puneți X, vous mettez X pour pouvoir, puneți X pentru pouvoir, a putea, et vouloir și vouloir, a vrea. Il y a aussi un autre verbe valoir, mai este un alt valoir, a valora, mais vous devez savoir au moins pour pouvoir et pour vouloir. Trebuie să știți cel puțin pentru pouvoir a putea și vouloir a vrea. Parce qu'ils sont les plus utilisés, pentru că sunt cele mai utilizate. Pour il, elle, on, pentru il, on, t, adică t, ou d, sau d, adică d. Când vă mete d, când îl puneți pe d, adică pe d, vă mete d, îl puneți pe d, quand le verbe finit à l'infinitif en dre, când verbul se termină la infinitiv în dre. Par exemple, le verbe, de exemplu, verbul prendre, a lua. Mais attention, dar atenție, le verbe résoudre, verbul résoudre, a rezolva, finit en dre, se termină în dre, mais il reçoit un t, dar primește un t. Attention, atenție. Pour nous, pentru nous, O-N-S, N-S, O-N-S. Pour vous, pentru vous, E-Z, E-Z, E-Z. Pour il, elle, pentru il, elle, E-N-T, E-N-T, adică N-T. Le verbe savoir, a ști, verbe du troisième groupe, à l'indicatif présent, la indicatif présent. Qu'est-ce que vous observez? Ce observați? Una coupé la terminaison d'infinitiv, O-I-R, am tăiat terminația de infinitiv, O-I-R, O-I-R, et una mille terminaison spécifique, asiem grup, și am pus terminațiile specifice grupei a treia. Vous observez aussi, observați de asemenea, că le V de l'infinitiv, că V-ul de la infinitiv, apare seulement au pluriel, apare numai la plural. Au singulier, la singular, si vous regardez attentivement, dacă vă uitați cu atenție, on peut dire qu'il ressemble au verbe faire. Putem să spunem că seamănă cu verbul faire, a face. Je sais, je sais, eu știu de quoi tu parles, despre ce vorbești. Et le verbe faire, verbul faire, je fais, je fais. Donc, avec une seule lettre, je peux changer le sens. Cu o singură literă pot să schimb sensul. Je sais, eu știu, je fais, eu fac. Attention. Tu sais, tu sais, il, elle, on sait, elle, on sait. Vous observez qu'à ce verbe, on a un voiel qui est apparu, o singulier. La verbul acesta avem o vocală care a apărut la, singura, la singular. La voiel, i, vocala i. O pluriel, cum j'ai déjà dit, la plural fost deja, le V apare, apare V-ul. Nous savons, nous savons, vous savez, vous savez, il, elle, savent. Il, elle, savent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. N'oubliez pas de vous abonner. Nu uitați să vă abonați a la chaîne, canalul
Le français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. À bientôt. Pe curând.